Hai, hai. Via Transilvania, acolo, e găsit de nou, vă spun din vinit. Să vezi care stau aici. Ce mai faceți? Uite și un drag de prietena mea. La mulți ani, băi, băiatule, chiar că m-a fost dor de voi. Păi am primit vorbă de la Via Transilvanica și m-a rugat pe mine să anunț oamenii să coboare jos cu caii, că avem câte două pachete de alimente, două cutii, să le urcăm sus. De acum că știți de traseul nostru, Via Transilvanica, cu bornele, cu tâu, că am înțeles că mai fost și oameni pe acolo astă vară. Da. Noi am creat acest traseu și cu prietenii noștri din Germania am adus câte un mic cadou pentru familie. Cu mare drag, dar și noi vă mulțumim că îi ameniți pe drumeți. Fiecare familie o să primească, că vă zice domnul Luca, câte două astfel de cutii. An nou fericit și să ne întâlnim așa ca brază aia de pe munte, voioși! E Marina la potecă! E Marina! Hai, Roibu, hai! Hai, băiatul, hai! Hai! Dar l-am luat așa, l-am luat bătrânel. Când ne-am mutat aici, avem 3 anișori și atunci l-am luat și pe el. Băcuța și măgărușul plin. Haide, haide, nu, haide! Dacă nu are greu, da, are stres. Urcă mai repede, de 2 ori mai repede ca și calul. Bine, calul duce 60 de kilograme, maxim 70. El duce în jur de 50, 55. Teatoria! Sunt femei care nu pot să meargă cu mașini mari, nu pot să conducă mașini mari. Și sunt femei care nu pot să conducă mașini mici. Așa sunt și cu animalele astea. Nu pot să merg cu un animal mare. Și așa că am zis ceva de înălțimea mea. Mititel așa e perfect.